v-am găsit la un nou video din seria Gătim împreună, dar practic astăzi nu gătim nimic împreună. Asta pentru că am pus eu așa cumva la oaltă câteva idei rapide de pachet, pachet pe care puteți să-l luați cu voi la muncă, pe care puteți să-l luați, nu știu, la facultate, cam unde aveți nevoie. Asta pentru că am încercat să pun la oaltă din ceea ce na, mănânc eu, consum și îmi place, acele idei de pachet care nu necesită încălzit, nu necesită ținut la frigider și mi-am dat seama că mi-este cumva foarte greu, că sunt limitată cumva în chestiile pe care nu am nevoie să le țin la frigider sau să le încălzesc la microunde, eu la muncă beneficind de ambele chestii, adică am și un mini frigider, am și un cuptor cu microunde și, na, clar, pot să-mi iau și mâncare gătită ce am, pot să-mi iau și ciorbă, pot să-mi iau efectiv orice am acasă în frigider, pot să-mi iau și într-o casoletă și să am pe post de pachet, dar am zis că să merg pe acele idei care nu necesită chestia aceasta, pe care puteți să vi le luați repede din frigider sau să vi le puneți la o să le preparați repede. Asta pentru că m-am gândit că, na, sunt foarte multe persoane care poate au pauză de masă foarte scurtă de 15 minute în care, nu știu, vrei să te duci la baie, vrei să-și mănânci și chestii de genul acesta. Așa că... Sper eu să vă placă și să vă ajute aceste idei. O să vedeți că... Eu, deci vorbim de chestii foarte, foarte simple și basic, dar am scumva așa să le pun la oaltă și chiar aici am rugămintea și la voi dacă ce idei aveți tot așa de chestii de genul acesta, de pachet din ăsta rapid, de ca, pentru care n-ai nevoie de partea termică, fie ținut la frig, fie ținut la cald. Uh, să-mi lăsați în comentarii pentru că sunt chiar în căutare de genul acesta de idei când mi-am dat seama că măi, eu cam depind de chestiile astea două. Hai să vă las eu să vedeți ce idei am pus la oaltă și ne mai auzim la final și mai discutăm așa, puțin, puțin. ideea idee așa repejoară de pachet pentru prânz care se face repejor și ține ok și dacă nu-i băgată la frigider. Tortilla wrap, adică un fel de le zic eu așa, rapuri cu humus și legume și practic am aici două rapuri le folosesc pe acestea de la uh, Lidl cele de secare care îmi plac super mult și sunt foarte bune și le-am pus aici deja pe farfurie în care pun niște humus, mie îmi place acesta super mult cel uh, cu tomate chiar e foarte, foarte bun și cam tot ce am încercat humus de la firma aceasta Ribela, e super delicios și iar apoi pe deasupra pun puțin, puține felii din acestea de ardei și valeriană, valeriană o am pe cea de la uh, Lidl. Și cam ăsta e, simplu procesul, vă pun imediat pe trepied și să le ambalăm împreună. Bun, și iau cu lingurița puțin, bine, depinde acum cât vă place, depinde de gust, sincer, să fiu din punctul meu... Uh... De vedere, dar eu niște humus din acesta. El oricum are legume în el pentru că are roșiile acelea care se simt, adică chiar se simt și cred că se uh, și vede. Dar cum nu pun altceva, altă bază, alte chestii din acestea, tip cremă să zic, uh, o să mă folosesc de ea să pun asta ca să fie consistentă. Că practic, uh, păsta cum îi spune humusul, e în totalitate baza lui. Așa. Apoi iau niște fâșiuțe din acestea de ardei. Sper că am tăiat eu, sincer să fiu, destule. Ia să văd că mi s-au amestecat pe aici prin valeriană. Și nu le mai găsesc. Așa. Și mai am una micuță. Uite cum mai am una micuță. Poc. Țin valeriană din asta. Mi-mi place super mult. Și din ce am încercat din chestiile astea așa pentru salată, Ești singura care rezistă, să zic așa, mai mai multe uh, zile, celelalte, baby spanac. Baby spanac, cu succes, eu nu mă încântă atât de tare, de fapt. Iar, la final, le strâng. Efectiv, așa le strâng eu. Știu că sunt mai multe moduri, tipuri de astea de a le strânge, dar nu mă pricep, așa că folosesc și eu ce mă pricep. Și cred eu că v-am mai arătat totuși aceste rapuri prin uh, diverse tipuri. Ia o să strângă, imediat când o pun așa să se preseze, ia o să strângă și mai vin așa odată și exact așa în formatul ăsta sunt închise, le iau și le pun în casaleta pentru pachet și la fel și cu cea de-a doua vin, la fel o împachetez, tot așa simplu și ușor, deci mi se pare așa un prânz foarte bun, simplu, ușor, lejer și rezistă că asta e cel mai așa, să rezistă fără frigider, nu necesită încălzire, că na, v-am zis de la început în ce idei am mers. Bun, și gata, avem uh, o nouă idee de prins bine și asta puteți să faceți în diverse combinații, efectiv, ce vreți voi înăuntru, ba, mai pun doar uh, salată, adică, nu știu, ardei, uh, valeriană și brânză, bam, mai pun cremă din acea tartinabilă de la Lidl, deci cam orice combinație înăuntru merge, și la fel, mi se pare mai gustos, bun și rapid. O altă variantă de prânz rapid care nu necesită nici încălzire, nici ținut la frigider prea mult, mai văd faza aceasta cu pasta din aceasta tartinabilă cu ardei, pe feliuțe de pâine sau pe creacăși din aceea din diverse semințe cu o mică sălățică lângă și uite că asta cred că este și o variantă de post, dacă nu mă înșel, sper că această pastă ar fi și de post, dar să mă uit eu bine, floarea sare lui apă, proteină vegetală din soia, ardei roșu, amidon de porumb, amidon de cartof, ceapă deshidratată, sare iodată, morcov deshidratat, zahăr, arome, sirop de glucoză, dextroză, desigur mai nebunii, roșii, pudră, usturoi deshidratat, condimente. Da, pare a fi, pare a fi de post și mi se pare așa o variantă simpluță și um, rapidă, nu necesită ținută la frigider, nu necesită încălzită. Deci, da, iar mie una, sincer, și îmi place super mult această pastă vegetală tartinabilă, varianta asta cu ardei. Cea cu măsline sau cea cu ciuperci, nu prea sunt preferatele mele, dar dacă vă plac, zic că sunt ok și acelea. Putem și decora feliile cu această pastă tartinabilă și cu salata, dacă vrem să arate așa și uh, drăguț. Bine, acum depinde cât timp aveți la dispoziție și chef. Iar aici, nu v-am spus eu la capitolul salată, am valeriană cu ardei gras roșu și am pus puțin ulei de măsline, puțin uh, oțet din acela de vin cu spray, de la Lidl este, de la Săptămâna Italiana. O puțină sare și condimente pentru salată. Și m-am făcut așa puțină sărățică, să fie așa lângă și între timp venit ideea că ia uite pot să pun și pe feliile de pâine. Dar da, este din punctul meu de vedere un prânz rapid, simplu, lejer și sigur și gustos. O altă variantă, cum vă spuneam, ar fi cu ceva crecăși din aceștia și cremă de brânză. Eu am avut crema aceasta de brânză de la Lidl, de la săptămâna grecească. Nu pot să schi cea mai genială, dar cu orice cremuță din aceasta mașa de brânză sau cu bulgăraș din aceea, pe niște crecări din ăștia. Eu așa le spun, nu știu exact cum se nume sinceră să fiu, dar mie îmi plac, sunt super buni. Și cu ceva legumă deasupra, eu am ales ardei sau lângă sau chiar varianta de a pune crema de brânză pe ardei. Dacă nu vreți să consumați pâine sau chestii de genul acesta, merge și varianta asta și este una uh, super bună, iar eu de multe ori aleg varianta aceasta atunci când vreau ceva rapid. O idee de... Aș spune eu prânz rapid și gata, făcut, dar bine, el mai mult pleca din ideea de mic dejun și eu de foarte multe ori ca mic dejun îl mănânc, doar că atunci când uh, nu am timp sau dacă am nevoie și sunt în mișcare, prefer să îl fac și pe post de prânz și cred că pentru o persoană care poate nu are pauză de prânz foarte mare, mi se pare o chestie uh, foarte potrivită și care rezistă și fără să fie ținută în permanență la frigider, uh, fulgi de ovăz cu chia, cu sirop, uh, cocos agave, na, ce vrea fiecare, uh, și cu ceva fructe pe deasupra, foarte simplu, am pus aici două cupe din aceste așa de fulgi de uh, ovăz. Mi-am deschis aici chestiile lângă mine să le am uh, și imediat să văd și eu aici ce fac. Vin și torn niște lapte. Eu îl folosesc pe cel de la Lidl, cel fără lactoză. Uh, și fulgii de ovăz sunt tot cei de la Lidl, cei uh, din gama bio cred că vi-am mai arăt, cred, cu siguranță vi-am mai arătat eu prin holuri alimentare și toate cele uh, și cam așa las pentru că nu vreau să fie el când se usucă, când se usucă și absorbe tot, uh, să rămână așa și puțin umejor, să zic uh, conținutul acesta nu va să fie chiar așa foarte tare și necăcios iar acum vin și pun două măsuri din acestea așa m-am obișnuit eu cu două acum nu știu, cred că fiecare poate să-și pună după gust, de uh, semințe de chia și mai amestec chiar puțin, 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 iar apoi pun niște sirop, îl am aici pe cel de la Maya Gold, l-am luat din uh, bebetei și to totul mi este mie că eu să văd așa prin ecran ce fac, cred că ajunge, și amestec iarăși totul uh, bine, iar apoi o să vin să spăl uh, niște, uh, niște fructe, dar imediat să le spăl și pe ele și ne auzim. Și gata, am spălat și câteva afine și câțiva struguri și am pus aici peste. Ce mai fac? O las așa cu totul și oricum îi pun capac cu bag la frigider pentru că da, necesită preparare de cu seara ca să vină să se închege acolo fulgea aia se înmoaie cu totul, eu așa fac, o fac de cu seara, sau am pentru a doua zi, fie că e dimineața, fie că e prânz. Și ce mai fac uneori, mai pun și ceva nucă, caju, chestii de genul acesta, dar pe alea le pun dimineața înainte să plec de acasă sau le iau separat în altceva și le pun atunci asupra, pentru că nu-mi place să le las în lapte să se înmoaie. Așa fructele și cu toate astea îmi place cum se fac împreună, dar cu semințele nu. O să vedem. Mâine dimineață, dacă am chef să pun și câteva din acelea, oricum o să ne Auzim, dar da, necesită cumva, cel puțin pentru mine și cum îmi place mie să mănânc, eu o prepar de cu seara. Și dimineața cam așa, totul ok, tot închegat, sau au strâns toate aici și am mai pus deasupra și câteva, uh, ce este, alune și chestii de genul acesta și rezista adică câteva ore fără să fie ținut la rece, chiar, chiar este, este ok și eu o să-l iau astăzi eu. după mine în mașină, deci clar n-am unde să-l țin la rece decât temperatura de afară, dar, na, zic că este ok. Varianta mai rapidă a ideii anterioare, asta dacă nu ai timp să stai să prepari și tot, pe care o cam găsești la magazinașele astea mega profi, așa mai de cartier, un iaurt, eu l-am avut aici pe cel de la Lidl, cu un pliculeț din acesta așa de musli, mie îmi place super mult acesta de la Vitalis, musli cu ciocolată și cocos și cu ceva fructe, eu am ales de data aceasta afine. Mie mi se pare că se combină foarte bine iaurtul cu pliculețul, cu pliculețul acesta și de asta prefer să îl aleg atunci când vreau ceva rapid și nu am timp și sau Uit, plec de acasă, n-am luat la mine și găsesc pe la magazin, vă spuneam și de afine, am așa o castorită din această micuță, eu aș fi în stare să o pun pe toată la uh, un iaurt, dar, hei, ce pot să spun? Iar rezultatul n-a. Nu un iaurt cu musli și cu afine, care merge foarte bine și ca un mic dejun, dar merge foarte bine și ca un prânz rapid, atunci când, vă spuneam, nu, nu există timpul să stai să faci altceva sau nu ai unde să le ții. Cam acestea ar fi ideile din ceea, ceea ce v-am zis, mănânc eu, consum eu, bun, clar, pe lângă astea putem să mai punem diverse tipuri de salate, că și alea pot fi ținute uh, câteva ore fără să fie nevoie să le ții la frigider. Cele pe care vi le-am arătat eu sunt testate și sunt testate de multe ori pe faptul că n-ai nevoie să le ții la frigider, că am avut după mine la na, diverse întâlniri sau pe drum chestiile astea, inclusiv uh, ca ca aceea cu o văși așa când am făcut-o atunci de filmat -o, am filmat-o, am luat-o după mine fiind plecată din localitate la un training și am mâncat-o, deci am făcut-o, am luat-o după mine dimineața pe la 8 și am mâncat-o undeva pe la ora 2 și era, chiar era ok. Deci de asta vă zic, ce v-am arătat sunt testate că nu necesită musei ținute la frigider și clar și de aici pot fi făcute diverse combinații, vă spuneam, și la partea de lipie, puteți să puneți humus, puteți să puneți cremă de brânză, puteți să puneți orice vă place să mâncați în ele, cel puțin din punctul meu de vedere. Uh, humus, iarăși puteți să-l mâncați pe felii de pâine, pe cracă, și pe humus cu morcov sau humus cu uh, ardei. Se pot face, adică se pot face mai, mai multe combinații și diverse, eu le-am mai tot încercat cu timpul, dar v-am spus, provocarea mea a fost să găsesc genul acesta de idei, de chestii pe care poți să le iei la pachet, să n-ai nevoie de ținut la frigider și să nu ai nevoie de încălzit. Eu sper că v-a plăcut și chiar sper că poate aveți și voi alte idei să mai îndați și mie și sunt sigură că aveți și le aștept cu mare interes în, în comentarii pentru că mă ajută și îmi sunt utile atunci când chiar am nevoie să-mi iau după mine pachet și n-am -am, n -am să l țin la frigider, n-am unde să-l încălzesc, că... na. Vai. din punctul ăsta de vedere, ai fost totul foarte simplu. Și da, clar, când se poate merge și pe chestii de na, poți să iei de la magazin o, dau o exemplu, o salată a la rusă, salată grecească, ceva, și cu puțină, cu o chiflă și na, ai rezolvat problema. Dar eu m-am gândit pe chestii care, să nu te ajungă foarte scump, pentru că și pe alea dacă le pui zi de zi și în alei la magazin, de la magazinul din colț, care ți este cel mai aproape, sunt mai scumpe decât dacă te duci într-un hipermarket sau poate mai prin și o ofertă. Cumva am încercat să-mi vin ambele părți, atât partea utilă cât și uh, partea economică. Sper că v-a plăcut, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!